Un studiu realizat în 107 țări plasează România pe primul loc la privitul la televizor dintre țările europene. Creșterile cele mai mari de consum TV au fost înregistrate în țările afectate puternic de criza economică. Astfel, se pare că românii preferă televizorul în locul altor metode de relaxare sau divertisment. Cel mai mult timp privit la televizor îl alocă pensionarii, însă nici cei tineri nu îl neglijează. Cam cât vă uitați pe zi la televizor? Cam zilnic, la știri mai ales, că ați văzut acum în țară ce anunță cu timpul acesta rău. Până 3 ore. La ce vă uitați în general? La serial corean și la meciul de fotbal. La ce te uiți în general? La Pariu cu viața, la Suliman Magnificul. Se pare că pe fondul crizei economice românii se retrag în fața televizorului pentru a mai uita de grijile cotidiene, mai ales că mersul la film sau la teatru este considerat destul de scump.